Bună ziua, bine v-am găsit! O nouă duminică inspirațională, o duminică în care vom vorbi despre sănătate și nu numai, despre sănătate, despre viață, despre cum vede un medic neurochirurg România în care trăim, ce-l inspiră și ce-l determină ca în fiecare dimineață să se trezească, să meargă la spital și să se lupte alături de pacienți pentru viață, pentru o viață trăită frumos în România, dar mai ales pentru o viață salvată în România. Invitatul meu de astăzi este Toader Corneliu, neurochirurg, managerul Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare din București și profesor la Universitatea de Medicină din București. Bună ziua, domnul Toader, bine ați Salut, venit! Mâine, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. O să vă spun că domnul Toader este un salvator de vieți, eu așa îl numesc, și un om care își iubește meseria enorm de mult. Este dedicat acestei meserii de luni dimineață până vineri seară și Și de, până luni dimineață și din de nou. vineri seară până luni dimineață, pentru că întotdeauna îl găsim la spital și în weekend și se ocupă nu numai de salvarea vieților, dar și de managementul unui institut foarte important din România și a transformat acest institut într-un institut occidental, pentru că eu cunosc acest institut de neurologie și știu și am văzut Mulțumesc. transformarea lui într-o clinică la standarde occidentale. Domnul profesor, prima întrebare pe care o pun tuturor invitaților mei este: cine este omul din spatele percepției publice? Pe dumneavoastră o să vă întreb cine este omul din spatele medicului care stă 24 de ore în spital, care face operații pe creier, care salvează viața a câtor pacienți într-o lună? Păi, Cam câte operații cred aveți că într-o lună? am cel puțin două operații mari pe zi. Două operații mari Da, pe pe zi. zi. Poate că în weekend este una singură, duminica sau două operații sâmbătă și mai sunt și altele mai mici, dar sunt două operații Deci să facem o foarte... medie de 50 de operații mari pe Cam lună, așa, pe aproape. lună, da? Am înțeles. Eu lucrez într-o clinică de neurochirurgie care are un profil de neurochirurgie vasculară. Ori patologia vasculară e o patologie care reclamă o atitudine terapeutică de urgență. Deci, spre exemplu, anevrismul cerebral odată rupt, Adică aș... oamenii sunt pe viață și pe moarte la Absolut. dumneavoastră, sunt Adică aproape. aici se tranșează lucrurile între viață și moarte, dacă îmi permiteți să spun așa. Este extrem de important să poți salva viața unui pacient care suferă de o patologie vasculară, pentru că acel pacient este redat societății întreg, ca să folosesc o expresie laică, și are o speranță de viață absolut excepțională. Patologia vasculară, nefiind o patologie tumorală cu implicații maligne, cu aspecte de acest fel. Domnul profesor, vom vorbi foarte mult pe acest subiect și legat de acest subiect și vom vorbi și despre cum a fost această perioadă în care, dincolo de lupta permanentă cu Așa viața, este. am avut o luptă cu un inamic invizibil care a îngreunat activitatea în spital, chiar și pentru cei Absolut. care trebuiau să se ocupe de Da, alte absolut. patologii. Dar vreau să vă deschideți și să-mi spuneți cine este acel om din spatele medicului care vine în fiecare zi la Așa spital. este, aveți dreptate. Teoretic ar trebui să am și o viață în spate. Da. Din păcate, în ultimii ani, lucrurile s-au restrâns foarte mult. Firește că și acasă, și în mașină, mă gândesc tot la bolnavii pe care trebuie să-i operez a doua zi. Am să vă dau un exemplu. Am un anevrism de operat dimineață. Am angiografiile cerebrale care îmi arată practic patologia, le vizualizez înainte de a pleca și după aceea, pe drum, în mașină și tot timpul acasă, mă gândesc tot la acest aspect. Acasă, înainte de a mă culca, dau un telefon pe terapie să văd cum evoluează bolnavii care au fost operați.
am avut și situații în care am spus, domnule, sunt bolnavi care sunt bine operați. Am plecat acum 2 ore de la spital. Am încercat să adorm și am fost nevoit să mă trezesc pentru că nu, adică să mă ridic din pat pentru că nu puteam să adorm și să pun mâna pe telefon și să sun să văd. Abia apoi am putut să mă odihnesc. Deci profesia aceasta medicală a devenit practic o obsesie. Din fericire, la mine se îmbină managementul cu profesionalismul medical și atunci și ceea ce fac pentru spital, fac în cunoștință de cauză, timpul liber, practic, este destul de puțin și eu sunt absolut obsedat de actul medical. Mă gândesc chiar și pe mașină, în drum către casă, cum operez bolnavul de a doua zi. Practic, înainte de a dormi, dau un telefon la spital în reanimare ca să văd care este evoluția bolnavilor. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să mă întorc la spital. Din fericire, avem un personal destul de exersat și asistentele medicale pot să-mi furnizeze niște semne care să mă pună într-o stare de alertă și să pot să vin. În neurochirurgie, reintervenția chirurgicală a unui bolnav înseamnă rapiditate, înseamnă practic prezența doctorului acolo. Gestul operator face practic 99% din evoluția bolnavului. Iar în restul timpului care îmi rămâne, ascult muzică. Așa, și ascult tipul acesta de muzică, să-i zicem așa, cultă, cum spun unii, eu n-aș face demarcația aceasta, adică muzică de operă și concert simfonic. Din păcate, nu am mai reușit să ajung într-o sală de concert. Povestim despre acest lucru, pentru că eu sunt fascinată atunci când începe să-mi povestiți despre muzica clasică și despre operă, despre mari artiști care performează pe scenele de la Sankt Petersburg, de la Scala din Milano, este și foarte din important. Opera din Viena. Vă ajută foarte mult acest absolut. Lucru, nu? Îmi dau aripi. Vă dau aripi. Pentru că în momentul în care asculți chiar și pe YouTube o arie cu Maria Callas sau în momentul în care vezi o secvență de balet cu Nicolae Siscarițe, spre exemplu, la Sankt Petersburg, la Balșoi, el acum este și rectorul Academiei Vaganova de la Sankt Petersburg, atunci observi că și alți oameni fac ceea ce tu încerci să faci și că poți să devină excelenți. Ori acest lucru este extrem de important. Și aș putea să spun că am o pasiune, așa, și anume istoria. Cred că relația mea cu televizorul este mai degrabă cu posturile acestea, cu filmele documentare și în special cu cele după Viasat History. De ce? Mi se pare extrem de importantă istoria. Istoria ne arată cum a gândit această omenire de la începuturile ei și până acum. Și ne mai arată un lucru, ce lucruri bune a făcut și ce greșeli a făcut. Și cred din că care e bine, putem învăța, absolut. Pentru că, și cred că e bine un popor care nu-și cunoaște istoria este condamnat absolut. Să o repete, atât mai ales istoria, să repete greșelile. Atât istoria țării noastre, cât și istoria lumii este foarte importantă. Pentru că atunci putem să ne dăm seama în ce context sociopolitic ne situăm, putem să evităm niște greșeli și ne ajută, zic eu, să mergem înainte și să ne bucurăm de bunăstare. Așa este. Haideți să vorbim puțin despre cum este viața în spital, pentru că, așa cum mi-a spus la început, pacienții vin undeva între viață și moarte și trebuie să acționați așa imediat. Este, așa este, da. Cum se întâmplă? Cum trăiți? Că, practic, bănuiesc că fiecare moment este trăit la intensitate maximă. Este foarte adevărat ceea ce spuneți, însă eu nu și mai... acest lucru, vreau să-mi spuneți cum trăiți, pentru că, într-adevăr, e maximă presiune și intensitatea este, este la cote maxime și în același timp v-am vizitat de câteva ori la spital și am văzut că tot timpul, chiar și atunci când aveți un moment de răgaz în care, nu știu, să beți o cafea, să schimbați două vorbe cu o cunoștință, un alt pacient, se face o coadă imensă la ușa dumneavoastră. Așa este, aveți dreptate. Cum gestionați toate pentru mine lucruri? Profesia a devenit o obsesie. Și toată lumea spune, dar nu ești obosit, nu ești... Probabil că este dublată și de o pasiune și în acest moment
nu mai simți oboseala, totul vine din tine. Le-am dat și un exemplu. Poporul chinez nu are decât o singură zi liberă pe an și n-am văzut niciunul plângându-se de oboseală. Deci, iată, se poate. Și vreau să vă spun că nu resimt această oboseală. Sunt atât de obsedat de pacienți, în general mă întâmpină unul din cei care, colegii brancardieri, care ne ajută cu bolnavii, când vin dimineața la serviciu. Ora la care eu vin la serviciu este ora 6 dimineața. Deci programul dumneavoastră începe la 6 absolut, dimineața, absolut. Ora la care ajungeți absolut. Deja la serviciu. Este și favorabil pentru mine, pentru că ajung foarte repede de acasă la serviciu. Vreau să vă spun că nici măcar nu-i dau bună dimineața, doar ridic ochii la el. El a văzut deja bolnavii și am căutat să învăț tot personalul niște semne clinice de urgență ca să poată din capul locului și cât mai repede cu putință să mă atragă atenția. Un bolnav, cu cât este îngrijit de mai mulți oameni, cu atât are mai multe șanse. Asta este părerea mea, de fapt, și de drept. Deci, chiar și spuneam, scuză-mă, nici nu te-am salutat și doar am ridicat ochii și tu ai știut ce să-mi răspunzi. De fapt, ideea este de a îmi spune cum au evoluat bolnavii operați în primul rând, ca aceia sunt cu gradul de risc cel mai mare. Însă n-am simțit niciodată această oboseală, pentru că cred eu că medicina și chirurgia în special nu sunt niște profesii ca oricare altele, sunt, dacă vreți să le numim așa, profesii vocaționale, adică trebuie să-ți pese de semenul tău, să te intereseze și atunci devine o obsesie pentru tine. Este, zic eu, partea nobilă a acestei meserii, faptul că ai putut să salvezi o viață. Mă întâlnesc astăzi la control cu bolnavi operați de anevrisme cerebrale care au venit la internare ventilați mecanic. Și astăzi vorbesc ce cu ei. Ce înseamnă acest lucru, domnule doctor? Înseamnă o stare foarte gravă. Înseamnă că, de fapt, și de drept, bolnavul acela era într-o stare atât de gravă încât avea nevoie să fie ajutat de mașinării ca să-și mențină funcțiile vitale, adică respirația și circulația. Este, ca să spunem așa, ultimul pas înainte de decesul unui bolnav. Ori sunt foarte mulți bolnavi care abia la control peste 3 luni de zile de la operație știu cine sunt, de fapt, și de drept. Mă recunosc, pentru că pe perioada spitalizării nu au fost conștienți ca să-și dea seama cine este doctorul care a operat și care îngrijește. Cum este interacțiunea cu dumneavoastră după ce își dau seama că este extrem de plăcută și chiar că au fost salvați, că practic li s-a redat o nouă șansă de a trăi. Mi-e foarte greu să vă spun ce simt bolnavii, sunt toți extrem de bucurești, dar eu simt o bucurie imensă. Adică o bucurie care nu poate fi compensată de niște bunuri materiale. Pentru că, știți, am o vârstă și am și o filozofie. Bunurile materiale sunt niște bunuri care trec, care nu rămân. Ori noi trăim la un nivel absolut acceptabil astăzi. Nu suntem în evul mediu, încât necesitățile existențiale să primeze. Ori în condițiile acestea, o satisfacție de genul ăsta îți procură o bucurie absolut de nedescris. Să știi că cu mâinile tale și prin intervenția și prin gândirea ta medicală, la un moment dat, ai putut să salvezi viața unui om. Om care poate să aibă 20 de ani, care poate să aibă 25 de ani și să știți că am o istorie de cazuri care mi-au rămas în minte. Aș putea să vă derulez câteva dintre ele. Da, este incredibil pentru că să te confrunți cu un anevriz la 20 sau 25 de ani. Am operat un tânăr din Craiova care avea 26 de ani, așa, care a venit în coma, a dus cu elicopterul noaptea de la Craiova, intubat și ventilat mecanic. Asta s-a întâmplat acum 2-3 ani de zile, așa, și care în momentul în care vine la control conduce propria lui mașină și când intră la mine mi-arată cheile să-mi arate cât de valid este, pentru că afecțiunea aceea a lui afecta oarecum puțin și câmpul vizual și am spus să fii foarte atent pentru că aici vei recupera cel mai greu. A recuperat absolut perfect, da? Este atât de încântat. Era necăsătorit, m-a invitat chiar și la nunta lui. Din păcate n-am putut să onorez. Sunt foarte multe cazuri. Deci ați dat practic nu numai că i-a salvat viața, dar i-ați dat șansa să trăiască o viață îndelungată,
Normal, ca orice om care nu a suferit de o astfel de, o astfel de traumă. Am un pacient tânăr pe care l-am operat la vârsta de 16 ani, cu acordul fratelui mai mare. Părinții, mama dânsului lucra în Spania și n-a putut să vină, care era o urgență, era o tumoră cerebrală, din fericire pentru el benignă, și care, post-operator, fiind plasat destul de aproape de trunchiul cerebral, a făcut o sângerare în patul tumoral. Mă întorsesem acasă, mâncam, m-am ridicat de la masă și l-am reoperat la jumătate de oră după ce s-a întâmplat evenimentul. A doua zi dimineață puteam să vorbesc cu el. Astăzi este căsătorit și are două fetițe. Doamne, este extrem de important pentru un doctor. Vă dă aripi, vă dă satisfacție. Vă dați seama că nicio altă bucurie nu poate nu fi poate mai mare fi decât aceasta. Nu poate fi compensată sau echivalată cu bucuria deci, de a reda viața unor oameni. Aceasta este șansa medicinei. E adevărat, este o meserie foarte grea. Facultatea este foarte grea, se muncește foarte mult și mai există ceva în medicină. Câte ore dormiți pe noapte, domnul profesor? Am dormit și 4 și 5 ore, am dormit și 3 în perioadele de sesiune când eram student, pentru că baza profesiei medicale se clădește totuși în studenție. Deci, practic, cunoștințele teoretice atunci se acumulează. În momentul în care intri în contact cu bolnavul și asta se întâmplă din anul 3 încolo, atunci tu trebuie să-ți traduci ca tânăr student și mai apoi ca tânăr doctor cunoștințele teoretice în practică la patul bolnavului. Și acesta este adevăratul test, ca să spun așa, și o medicină care, medicina este o știință aplicativă, sau mai bine zis, ea culege de la toate științele. Capabilitatea doctorului de a recunoaște la bolnav și de a pune un diagnostic corect și de a da un tratament adecvat este practic adevărata știință medicală. Medicina nu este ca literatura, ai învățat 100 de poezii pe de rost și ești cel mai tare. Și mai mult decât atât, domnul profesor, este o meserie în care se studiază permanent și v-am văzut cert, pe dumneavoastră studiind cert. Permanent, aproape înaintea fiecărui caz grav. Aș putea să vă spun. Studiați, sunteți permanent la curent cu literatura de specialitate de la nivel internațional. Și, da, și asta este adevărat. De multe ori, în weekend, când aveți acolo un răgaz, faceți experiențe disecând animale. Este extrem da? De important în neurochirurgie training-ul pe animalul de laborator, pentru că neurochirurgia este o specialitate care se derulează ca și tehnică chirurgicală în 80% din timp sub microscopul operator. Deci neurochirurgul trebuie să opereze uitându-se practic înainte și cu mâinile în creierul bolnavului pe vase foarte fine, la o putere de magnificare care poate să fie de până la 40 de ori. Ori trebuie să îți intre în reflex chestiunea aceasta, să te simți acasă, cum spun eu, când pui microscopul operator. Știți, ori asta, pentru a obține această deprindere, ai nevoie de foarte mult exercițiu. Eu îi spun colegului care mă ajută în operație, uite, microscopul operator este cel mai bun prieten al nostru, pentru că realmente exact așa îl și percept. Iar în ceea ce privește studiul, în medicină studiul nu se termină niciodată. Eu sunt un student cu temele veșnic neterminate. Însă, psihologic, am constatat și nu o spun ca și o figură de stil. Chiar așa și este. Tot timpul am ceva de învățat. Însă, să știți că și eu am fost un copil ca toți alții. Până prin clasa 5-a, 6-a, ultima zi de vacanță era cea mai tristă zi din viața mea. Chiar deveneam depresiv. Însă, cu timpul, învățând și studiind, devine o plăcere. Nu o resimt ca pe o corvoadă. Este absolut excepțională chestiunea aceasta și pot să citesc la nesfârșit. Am avut, prin amabilitatea unor prieteni din străinătate, este adevărat acces în niște biblioteci universitare din Statele Unite și din Europa Occidentală, unde erau, într-adevăr, toate publicațiile de specialitate și de unde puteam să
mă informez și chiar să și dau un ladez, așa că am și sub aspect digital o bibliotecă care zice eu că este impresionantă, ceea ce este extrem de important pentru un medic. Un medic care nu citește constant, care nu se documentează, nu poate să fie la înălțime. Vedeți, eu am făcut facultatea în perioada 80-86. Ori, la acel moment, am făcut-o uitându-mă la medicii care aveau foarte mulți pacienți la ușă, care erau celebri, îmi doream să devin ca ei, înțelegeți? Adică un doctor mare, da, de fapt și de drept. Din păcate, astăzi lucrurile s-au mai schimbat puțin, oamenii au și alte opțiuni. Nu e o critică, nu poți să cer fiecăruia să-ți urmeze exemplu, e în fond o opțiune de viață. Dar cred că făcând o medicină de performanță, ai și satisfacții absolut nemăsurate. Cum este relația cu Dumnezeu a unui om care, practic, se luptă în fiecare zi cu, cu moartea, da? Pentru că dumneavoastră vă luptați împreună cu pacientul, împreună cu echipa, să dați zile și viață unor oameni care sunt aproape uneori mai degrabă morți decât vii. Știu că ați avut foarte multe cazuri de acest gen. Și să știți că am văzut de nenumărate ori momentul acela trist în care omul trece de la viață la neființă, care te și marchează, adică nu sunt de acord că se poate obișnui cineva cu ideea aceasta. Ca deci și încă doctor, vă marchează. Ca și doctor este o durere pe care o resimți. Nu se poate, e o pierdere. Știți, în primele operații, ca și prim operator, încerci o emoție extraordinară. M-am și exprimat în sală, suntem noi și cu Dumnezeu în această operație. Știți, la prima vedere ai spune că un doctor ar trebui să fie mai degrabă ateu. Nu este chiar așa. Noi suntem impregnați de această cultură religioasă. Noi, în spațiul acesta, suntem impregnați de cultura creștină. Și istoria culturii creștine ne arată că a contat tot timpul faptul că în mintea noastră a existat Dumnezeu. Ați simțit, frate, că Dumnezeu v-a inspirat cum să faceți intervenția de o altă manieră decât ați fi vrut inițial? Cum să nu? Că am simțit că mi-a dus mâna la un moment dat. Exact, că sunt fracțiuni de secundă absolut, în care trebuie că mi-a luminat mintea și n-am greșit, că am putut să judec cu o viteză extraordinară. Mi s-a părut ceva care nu intra în mișcarea mea obișnuită și care totuși atunci s-a produs. Adică acel context emoțional mi-a fost mie ca și doctor favorabil și pacientului implicit, categoric, da? Probabil și faptul că noi nu o să putem ignora cultura creștină, știți? Și aș zice chiar mai mult decât atâta, trebuie să și stabilim un dialog interconfesional. Nu sunt de acord că lumea trebuie să fie în războaie pe diverse motive, chiar și pe cel religios, în fond și la urma urmei. Mai ales că sunt cele mai crunte războaie și confruntări. Noi am evoluat, vedeți, dacă ne ducem în antichitate, o să vedeți că starea de fapt era mai degrabă războiul. După al doilea război mondial, Uniunea Europeană a făcut să nu mai avem niciun conflict major, cel puțin în această parte a lumii. Este un mare câștig. Și speranța mea este că și în continuare vom trăi în pace, pentru că comunicațiile, internetul, putem astăzi să vorbim cu un coleg chinez, cu un coleg japonez, chiar și pe Skype. Faceți la un schimb moment de experiență categorică, cu colegi din alte țări? Suntem și conectați la niște site-uri de felul acesta și chiar la niște grupuri pe Facebook cu neurochirurgi din Statele Unite putem să postăm. Profesorul Michael Lawton deține un site de genul acesta unde sunt 80.000 de neurochirurgi din toată lumea și în fiecare zi dimineață când venim la serviciu am un rezident care îmi deschide site-ul respectiv și mi-arată ce m-a operat unul și altul. Lucrurile sunt foarte sincere. Este o instrucție extraordinară pentru noi. Ori faptul că noi putem comunica va duce totuși către o liniște și către o pace și către o dezvoltare. N-am dat seama că toți gândim la fel. Către și că avem speranță de viață absolut, mai mare în cazul, și că avem, în cazul profesiei și că avem, pe care și că avem aceleași interese, știți? Adică lumea practic a depășit
interesele, lupta pentru hrană și pentru interesele primare, pentru un adăpost. Așa îmi explic și exigența pacientului la adresa doctorului din ce în ce mai crescută, pentru că omul dorește să trăiască cât mai mult și să fie sănătos, firește. Profesor, care este pentru dumneavoastră, bănuiesc că fiecare caz câștigat, fiecare viață câștigată, fiecare pacient așa care este, revine da. la o viață normală este un succes pentru dumneavoastră. Absolut. O mare realizare. Și o reușită. Dar, din punctul dumneavoastră de vedere, după atâția ani, care este cea mai mare realizare medicală pe care ați avut-o? Aveți așa un top al... Așa este, al da, pacienților da. Pe care i-ați salvat și care conștientizați, practic, cele poate mai mari nu aveau nicio șansă. Realizări sunt realizările din patologia vasculară cerebrală și anume anevrismele foarte dificile. Anevrismul de vârf de arteră basilară, anevrismul de arteră cerebeloasă. Eu sunt extrem de pedant și le fac control angiografic ca să mă și verific. Și am simțit o imensă bucurie când am clipat de o manieră corectă primul anevrism de vârf de bazilară. E vorba de un pacient din Brașov care vine și astăzi la control și este într-o stare absolut excepțională. Ne traduceți așa în limbaj simplu ce înseamnă acest lucru. Anevrismul de vârf de bazilară este un anevrism situat exact în fața trunchiului cerebral. Este la mijlocul creierului și în baza lui. Bolnavul nu vedea deloc din cauza hemoragiei. Astăzi așa și-a revenit complet. Așa și când am întrebat la ultimul control soția cum vede, mi-a și spus, mă ajută pe mine să bag ațana când am nevoie. Deci, sunt niște lucruri absolut extraordinare. Sunt intervenții extrem de dificile, cu riscuri foarte mari. Creierul are o structură gelatinoasă, o structură care nu este atât de compactă cum este mușchiul cardiac, cum este gesturile noastre chirurgicale trebuie să fie extrem de fine, deponderate în vecinătatea acestor structuri cerebrale, pentru că e foarte ușor să le cauzăm niște leziuni care să fie și irreversibile. Din păcate, acesta aș spune că este un dezavantaj pentru neurochirurg. Din cauza aceasta, neurochirurgia se face sub microscop operator, pentru că microscopul operator ne oferă și o magnificație și o lumină excepțională în câmpul operator și la profunzime. Tehnica chirurgicală trebuie să fie absolut impecabilă ca să ne putem bucura de o reușită. Am înțeles. Cum ați făcut această trecere de la activitatea strict medicală de neurochirurg, care și așa este foarte solicitantă, și să vă asumați managementul institutului pe care îl conduceți în momentul de față? Deja îl conduceți de aproape 11 ani. Da, cred că chiar 12 ani acesta. 12 ani și eu trebuie să le spun telespectatorilor că vă cunosc deja de 7-8 ani, poate și mai bine, și în momentul în care v-am cunoscut, vă luptați și depuneați tot absolut. Efortul pentru că aveați un grant obținut de la Banca Mondială exact. Și să modernizați în integralitate da. Clinica de neurologie. Ceea și practic acesta era obiectivul dumneavoastră ca manager al spitalului în momentul acela. Da. De ce v-ați asumat acest rol de manager? Pentru că nu este un rol deloc ușor, cere foarte mult efort, capacitate de management, de coordonare, este în același timp birocratic, administrativ. De ce v-ați asumat acest rol? Vedeți dumneavoastră, managementul, din păcate, oamenii îl înțeleg ca pe o meserie separată de restul meseriilor. Managementul este o încununare în orice meserie care vine după o experiență în meseria respectivă. Spre exemplu, eu acum n-aș dori să fiu manager la o întreprindere care construiește poduri, pentru că sunt convins că nu l-aș putea depăși pe Angel Saligny, care a făcut celebru pod peste Dunăre de la Cernavodă, pe care îl admirăm corect, și astăzi, pentru că dânsul asta era inginer constructor. Și spitalul avusese o experiență nefericită cu o doamnă care era economist de profesie și care ne condusese vreme de vreo 2 ani și jumătate nu pe cele mai izbutite căi, dacă îmi permiteți să spun așa. Neînțelegând practic care sunt absolut, necesitățile unui era institut de a, nu putea să-și dea seama.
despre ce este vorba. Și atunci, la solicitarea unuia dintre medicii celebri a acestui institut, am acceptat funcția și această... Îi spuneți și numele, pentru că... Da. Da. E vorba de academicianul Constantin Popa, șeful clinicii de neurologie, exact, pe care îl salutăm cu ocazia aceasta. Și care, aceasta, într-adevăr, este unul dintre medicii cunoscuți și cu reputație din România. Și dânsul și-a dat seama că, practic, managementul lipsea pregătirea profesională, medicală, pentru a face investițiile cele mai reușite. Și atunci am acceptat propunerea dânsului și am devenit la început manager interimar. După aceea am susținut concurs, am obținut, sunt la al treilea mandat pe finalul lui astăzi. Și, într-adevăr, cum bine spuneți, în acel moment aveam un proiect cu finanțare de la Banca Mondială pentru modernizarea clinicii de neurochirurgie. Clinica de neurochirurgie, practic, nu ar mai fi putut să funcționeze dacă nu ar fi fost această consolidare și reamenajare a spațiilor, pentru că nu mai îndeplinea condițiile de securitate la infecții, de, iacătă, acum recent am avut un exemplu de felul acesta. A fost un efort foarte mare, mărturisesc că atunci, așa, chiar veneam noaptea și plecam noaptea de la serviciu, că cineva dintre angajații secției asistentă medicală mi-a spus: domnul doctor, dar de ce mai plecați acasă? Mai bine vă întindeți aici, doar consumați motorina pentru mașină. Avea dreptate, a fost o glumă, dar asta era realitatea. Eu nu sunt un doctor arogant, pentru că toți doctorii mari pe care i-am cunoscut în viața mea au fost oameni foarte modești. Profesorul Vlad Voiculescu, dacă l-ați văzut prin curtea Institutului, n-ați fi spus că are statura de membru al Academiei Române, ceea ce a fost. Deci, și în condițiile acestea, personalul este apropiat de mine, este și sincer în același timp și ajută și foarte mult la actul medical. Și ca să revin la ceea ce spuneați, este extrem de important să știi ce investiții trebuie să faci. Să ce știi, echipamente trebuie, exact, să achiziționezi, exact, pentru că în domeniul dumneavoastră tehnologia evoluează foarte rapid, absolut, echipamentele... Absolut. Îmi amintesc, la un moment dat am mers la Ministerul Sănătății și am cerut unui secretar de stat, care era și ordonator de credite, domnului ministru de atunci, dar i-am cerut bani pentru un microscop operator, pe care astăzi îl avem și care funcționează foarte bine. Nu era de specialitate medic. Erau bani mulți, pentru că era unul dintre cele mai bune microscoape operatorii. Și am încercat să explic că trebuie să fim la ultimul nivel de tehnologie ca să putem... Și mi-a spus: vă înțeleg, domnul doctor, astea sunt ca aparatele de fotografiat. A fost intuitiv. Adică și-a dat seama că... Și-a dat seama de necesitatea de a avea aparatură de ultimă tehnologie, absolut, pentru a da șansă... Da. Depinde și cum mai multor oameni să fie salvați. Înțeles de un om politic, cum poți să explici la ce trebuie. Eu, să știți că am și o vorbă, când am achiziționat un aparat de electromiografie în clinica de neurologie, doctorului care lucra cu dânsul, i-am și spus: Florian, nu-l scoți din priză, în ideea de a funcționa non-stop, pentru că astăzi, și de a face cât mai multe investigații, pentru că astăzi uzura morală este peste uzura fizică. Așa, în cadrul tehnologiei, absolut, medicale. Tehnologia medicală nu a ajutat doctorul, adică a ajutat doctorul, dar i-a îngreunat munca. A venit cu un nivel de cunoștințe în plus. Vă spuneam că medicina este o aplicație, a culege de la toate științele. Noi trebuie să știm și cum ne mișcăm geometric, chiar și în timpul operației. Deci, vă dați seama că capul uman este un ovoid, da? Și noi trebuie să avem o gândire geometrică. Microscopul operator folosește optica geometrică, vede în linie dreaptă, nu vede de după colț. Deci, noi trebuie să știm foarte bine cum ne orientăm. Este extrem de complicat și de însă practica zilnică... Da, ați fost și șef de lucrări, ați fost manager, șef de lucrări. Da, dar să știți... A trebuit să vă puneți... Totuși să vă adaptați cu toate...
Așa este. Cu ultima tehnologie în domeniul acestor echipamente și aceste echipamente ulterior trebuiau să fie și folosite, pentru că absolut, am auzit de cazuri în România în care s-au cumpărat echipamente de ultimă generație care stau undeva sub cheie într-un sertar pentru că nimeni nu știe cum să le utilizeze. Aceasta este marea drama investițiilor. Din cauza aceasta nu am achiziționat decât exact ceea ce putem să funcționăm, să folosim și ceea ce ne este util în specialitate. Deci microscopul operator a fost montat astăzi și a doua zi dimineață la 6 am făcut prima operație cu el. M-am simțit și foarte bine ca și manager de data asta. Am spus, uite, este chiar o investiție, un ban public bine folosit. Am acest sentiment, știți, când le utilizăm maxim, pentru că practic noi utilizăm bani publici. În conștiința mea, banul public trebuie folosit la maximum, pentru că nu este al meu, nu este al dumneavoastră, este al contribuabilului din această țară și atunci trebuie să avem această responsabilitate. Mai mult decât atât, un doctor poate să facă și o corelare foarte corectă între cost și beneficiu. Și am să vă dau un exemplu din industria medicamentelor. Sunt foarte, firmele de medicamente au mai degrabă o latura comercială dezvoltată și ei doresc să vândă cu orice preț. Așa se și comportă ca orice industrie. Ceea ce nu înseamnă că de fiecare dată prețul justifică și beneficiul. Ori noi, doctorii, care vedem efectul asupra bolnavului, suntem cei care trebuie să știm și chiar știm, dacă suntem riguroși, că un medicament pe care dau 8 lei poate să fie mai valoros decât pe unul care dau 2000 de lei. Și asta, din punct de vedere managerial, este o mare economie a spitalului și nu în sensul de a economisi, în sensul de a folosi judicios exact acel ban public la care făceam referire mai adineauri. Deci tot ceea ce am făcut s-a îmbinat foarte armonios. Care a fost cea mai mare satisfacție a dumneavoastră în calitate de manager de această dată? Cred că cea mai mare satisfacție este, se va derula acum, Institutul a obținut un program cu fonduri europene nerambursabile într-o valoare destul de apreciabilă, este și cea mai mare valoare a vreunui proiect pe care sub mandatul meu Institutul l-a accesat. Este vorba de 11.800.000 de euro. Deci, aproape 12 milioane de euro. Aproape 12 milioane și care se vor reflecta în aparatură medicală, dotări, paturi de tip ATI, ventilatoare, care vor veni în acest institut, atât în clinica de neurochirurgie, cât și în clinica de neurologie. Noi va trebui să implementăm acest program până la sfârșitul anului. Sper că vom și reuși și că vom reuși de o manieră fără corecții, pentru că economiile care vor rezulta conform actualelor normative europene vor reveni tot institutului și vor putea fi folosite tot cred în același scop. Cred că știți deja ce aparatură s-a achiziționat, pentru că știu că vă documentați și sunteți la curent cu ultima tehnologie. Nici nu este simplu să știți, chiar pentru mine ca și neurochirurg, când am achiziționat primul microscop operator, mi-au trebuit 2 ani de documentare. Îl și văzusem în clinica de neurochirurgie de la Marburg și cu toate acestea, în momentul în care respectiva firmă a scos un nou prototip, el a fost adus ca și prototip pilot și a fost prezentat mai multor neurochirurgi care au și lucrat cu el. Unul dintre ei am fost și eu. Am fost singurul care am sesizat că microscopul respectiv avea o defecțiune, avea un flu la periferia câmpului operator. Chiar și reprezentanții firmei s-au mirat că tot ceilalți nu au sesizat așa ceva. Deci vreau să vă spun că trebuie să avem o privire critică cu aparatura. Și asta nu poate să ți-o dea decât un profesionalism în domeniul respectiv. Din cauza aceasta, cred că e bine ca doctorul să fie manager în specialitatea respectivă. N-aș putea să fiu manager la Institutul C.C. Iliescu, chiar dacă sunt medic. Nu mă pricep la patologia aceea așa de bine cum mă pricep aici. Și nu numai că trebuie să fie un medic, dar trebuie să fie și un medic foarte izbutit în meseria lui, pentru că altfel poate să facă greșeli, câteodată chiar și nevoite. Tendința aceasta de a achiziționa aparatură, cum bine spuneați, care stă în depozite, care nu e folosită, de-a lungul istoriei medicinei au fost destule mode, destule metode foarte adulate, după un anumit timp au căzut în desuetudine. Ori un doctor bine pregătit
poate să discearnă între ceea ce este adevărat și valabil și ceea ce este un pic fals. Ce le spuneți pacienților când pleacă acasă de la dumneavoastră din spital? Sunt dincolo de o listă lungă așa de recomandări. Unul din doctorii care este extrem de restrictiv în ceea ce privește recomandările pacienților, pentru că nu vreau să se simtă terorizați și filozofia mea este că acțiunea doctorului nu trebuie să ducă la punerea pacientului într-o stare din aceasta de inactivitate, de noi doctorii trebuie să rezolvăm pacientul ca el să poată să-și reia cursul vieții normale, ca și cum boala aceea nu ar fi existat. Nu sunt un excesiv la recomandări, chiar le doresc să aibă curaj de viață în continuare și cu câteva restricții minime, cum este alcoolul, tutunul, câteodată cafeaua pentru cei care fac crize comițiale, cred că viața poate fi normală. Pe lângă aspectul acesta de a salva o viață, noi trebuie să aducem societății un pacient care să fie întreg, care să se bucure de viață, să-și poată face meseria și activitatea din punctul meu de vedere. Dar ce le spuneți? Am înțeles, nu le dați foarte multe recomandări, ci vreți să restrictive, ci vreți să-i redați societății absolut, așa cum au fost înainte, așa să se bucure de viață, să-și continue viața așa cum, să se ducă la serviciu, să aibă activități împreună cu familia, împreună absolut, cu prietenii. Da. Dar ce le spuneți? Că parcă acolo o părticică din ei vă aparține, nu? Și la mine, firește. Și să știți că o simt pacienții. Pacienții sunt extrem de apropiați de mine ca și doctor. Îmi amintesc că am operat acum 2 ani un pacient de etnie, de naționalitate maghiară, de undeva din Harghita, care m-a recunoscut abia, adică a avut conștiința doctorului abia când a venit la primul control. A dorit să facă o poză cu mine, să-și o pună pe Facebook. Era un pacient care nici nu vorbea extrem de bine românește, nu chiar ca mine. Vreau să vă spun că în momentul acela am avut un sentiment extraordinar și mi-am dat seama că nu contează practic naționalitatea unui om în relațiile acestea interumane. Era extrem de fericit, avea o atitudine absolut extraordinară, faptul că mă cunoscuse în sfârșit, că realiza cine sunt ca și persoană fizică într-o condiție foarte bună. Sunt momente în viața unor pacienți care ți rămân. Am operat un alt pacient din Brașov care era și care sunt și pentru ei niște momente extraordinare, împreună cu copilașul la mare, în concediu. Era în apă, i s-a rupt anevrismul și și-a pierdut cunoștința și a căzut. Copilul lui s-a speriat de 6 ani. A început să țipe și atunci au sărit ceilalți după macină și l-au salvat. Și astăzi, când îl văd la control, îmi amintesc că acesta a ajuns la noi în spital, firește, de la spitalul de la Constanța, așa l-am operat. Și stăteam și mă gândeam ce important a fost relația interumană. Un copil de 6 ani și-a salvat tatăl, un băiețel. Da, incredibil. Deci, Dumnezeu a fost acolo și trebuie să spun că de multe ori și eu am... Știindu-vă reputația, v-am sunat, fiind cazuri foarte grave în țară și v-am rugat, domnul doctor, dacă se poate să-i primiți pe acei și pacienți. Și eu răspund la și telefon. Niciodată, exact, răspundeți tot la timpul la telefon din zi și, din și niciodată nu ați spus nu, indiferent de ora la care a venit pacientul la dumneavoastră. Este extrem de important să poți să faci bine unui om. Rău facem câteodată și dacă nu vrem, din greșeală. Vedeți, structura umană este făcută de așa natură încât să fie și orgolioasă și de aici și vanitoasă, și vanitoasă și de aici pleacă foarte multe lucruri. Și eu m-am suspectat de vanitate, să știți, și m-am gândit dacă nu cumva avântul ăsta al meu pentru a învăța medicină și neurochirurgie nu este dat cumva dintr-o vanitate. Știți, noi chirurgii avem tendința la celebritate, la chestii de genul ăsta. Cred că nu, de fapt și de drept, că n-ar fi ținut atât de mult, știți, și nu ar fi fost atât de perenă. Trebuie să fim extrem de atenți cu noi ca și oameni și în special noi doctorii. Trebuie să avem o atitudine înțelegătoare față de pacienți. Am văzut la mulți colegi o atitudine câteodată severă. Îi deranjează pacientul chiar mai tânăr și am spus
Stați un pic așa, dar noi nu suntem educatori, noi suntem doctori, nu trebuie să ne cramponăm de faptul că pacientul ne-a jignit într-un fel, nu asta e menirea noastră. Profesorii, cei care au educat, părinții, noi avem o cu totul altă menire, aceea să aducem un dram de alinare și dacă putem să vindecăm suferința unui bolnav. Și cred că asta este noblețea medicinei. Așa este. Sunteți și șef de lucrări la Facultatea de Medicină. Da. Cum este această nouă generație de medici? Ce îi motivează? Cum stau lucrurile cu acești medici care vin din urmă? Lucrurile sunt un pic contradictorii. Există un pluton fruntaș care este foarte doritor de a părăsi România după terminarea facultății. Mulți dintre ei se îndreaptă către Statele Unite ale Americii. Deci în domeniul, vă referiți la domeniul neurochirurgiei și Nu atât al neurochirurgiei, la nivel de absolvent de facultate de medicină. În general. În general. Nu sprijin acest punct de vedere, pentru că, din păcate, acești oameni care sunt excepționali nu pot să facă specialități de excepție acolo, cum ar fi neurochirurgia. Și istoria ultimilor ani, pe care o cunosc foarte bine, îmi arată lucrul acesta, înțelegeți? Eu nu sunt adeptul unei exprimări care mă deranjează foarte tare. Vrem o țară ca afară. Eu vreau o țară ca aici. Și îmi permit să fac o scurtă paranteză. În ultimii 11 ani, de când sunt manager, nu mi-am luat decât 5 zile de concediu de odihnă. Le-am luat pentru că o parte din asistentele, din îngrijitoare după secție, au vrut să facă o excursie în Israel, absolut obișnuită, un pelerinaj simplu, și au dorit să fiu cu ei. Să le însoțiți. Le făcea plăcere, am simțit chestia asta și am crezut că este bine să fac lucrul acesta. Nu pot să vă spun că am plecat marți la ora 5 seara de la serviciu și a doua zi dimineață la 5 eram la aeroport, iar când m-am întors peste 5 zile, avionul a aterizat la ora 3 și a doua zi dimineață la 7 eram la serviciu. Era pentru prima dată când vedeam Țara Sfântă, Israelul, adică acel pământ al făgăduinței. Asta se întâmpla în octombrie. Era o ariditate, o uscăciune și un soare, dar am fost nevoit să port ochelari de soare. Eu detest lucrul acesta pentru că interlocutorul nu poate să-mi vadă ochii și nu mi se pare elegant. Când m-am întors înapoi în octombrie la București, cumnatul meu m-a adus cu mașina de la aeroport, era o toamnă extrem de frumoasă și chiar am și spus, nu Israelul este pământul făgăduinței, ci țara aceasta noastră este pământul făgăduinței. Așa că asta le și recomand tinerilor medici, să se poată desăvârși în țara lor. Competiția este de departe mult mai corectă și mai echilibrată în țara noastră decât în altă parte. Mai există un alt pluton mijlociu care pleacă în genere în Europa de vest și firește că sunt și foarte mulți doctori care rămân în țara românească și din aceste plutoane fruntașe mai nou, pentru că ei au realizat că este important să te dezăvârșești ca și doctor și că eu am, spre exemplu, un rezident italian care este născut la Roma, este trăit la Roma, a făcut școală la Vatican și care nu mai vrea să plece înapoi. Cum este să ghidați pașii în medicină, în neurochirurgie, unui tânăr medic, unui rezident? Nu este un exercițiu foarte ușor, să știți. E nevoie de foarte multă răbdare, pentru că tinerii au senzația că le știu pe toate, așa, și încearcă să ardă etapele, ceea ce nu este deloc bine. Numai că eu mă gândesc că și eu am avut porniri de felul acesta în tinerețea mea și că trebuie să înțeleg. Deci e destul de dificil pentru că pentru tine ca și doctor trebuie să ai foarte multă răbdare și trebuie să îi corectezi tot timpul și asta este un efort. Chiar și personalul din sala de observație observă treaba aceasta. Credeam că am obosit, dar se pare că nu. Următorii tineri care au venit, zic eu că sunt și foarte încântați. Și cel de care vă spuneam este un om care își mai dorește să plece înapoi în țara lui. El a făcut secție de limba engleză în România, nu știa un cuvânt românește.
i-am și spus... Deci avem un tânăr medic italian, neurochirurg, rezident? Absolut, în ultimul an. În ultimul an? Da, i-am este și spus... Este student în ultimul an? Nu, sau este rezident în ultimul an. Care și dorește să rămână să în România. Medicină, el a și dat concursul de rezidențiat în legislația românească, în sistemul românesc, și este născut în Roma. După capul meu, Roma este cel mai frumos oraș din lume. Și am spus, cum poți tu să accepti chestia? Și a spus, nu este adevărat. Și București e un oraș foarte frumos. Nu știți dumneavoastră să-l prețuiți. Deci, iacătă. Așa că, punctul acesta de vedere, să știți că nu spun lucrurile acestea din patriotism. Le spun pentru că așa... Dar dumneavoastră sunteți un patriot și eu știu acest poate lucru, că fără că să vreau. Poate că foarte fără mândru să vreau. De această țară. Absolut. Și iubiți enorm de și mult voi fi în continuare țară. Foarte mândru și doresc să fac excelență în profesie în țara mea. Și mi se pare foarte corect. Toată, noi suntem... Ați avut oportunități să plecați așa în este, străinătate, este să adevărat. Practicați medicina. Da, așa este, dar nu am achesat la treaba aceasta. Ies la diverse consfătuiri, la diverse workshop-uri, la diverse traininguri, dar mă întorc înapoi în România. Cred că noi suntem încă o Europa a națiunilor, chiar dacă suntem o Uniune Europeană, dar cred că suntem o Europa a națiunilor. Probabil că după generația mea, când foarte multe căsătorii vor fi mixte, că asta va da nota, atunci vom fi o țară unică, așa cum sunt astăzi Statele Unite ale Americii. Europa încă mare de parcurs niște etape și nu știu dacă legislația europeană va reuși să le... Dar dincolo de acestea, nu ați fost motivat de... Pentru că doar de câțiva ani medicii au niște salarii foarte mari. Mult timp salariile nu au fost atât de mari și nu exista motivația financiară. În același timp, poate că și performanța în domeniul medicinei, tehnologia era mult mai avansată în spitale din străinătate. Și eu știu că ați avut această oportunitate și totuși ați declinat-o. Când faci medicină, când foarte mult timp ți-l petreci în spital pentru a face medicină de performanță și nu e doar o figură de stil, e chiar necesar să stai foarte mult timp la patul bolnavului, în sala de operație, ca să fii un doctor reușit, ca să spun așa, izbutit, atunci chiar nu-ți mai rămâne timp să-ți cheltui salariul. Deci n-am simțit această presiune. Probabil că în tinerețe se simte treaba aceasta. La un moment dat oamenii capătă o filozofie. Sunt un doctor care nu am timp să-mi cheltui salariul, să știți. Și nu sunt nemulțumit din punctul ăsta de vedere și nu mi-amintesc să fi fost nemulțumit vreodată. Pentru că totuși satisfacțiile morale sunt foarte importante și nu cred că spun o prostie, ca să zic așa. În genere, vedeți, peste tot și în spectacole și la oamenii de artă, satisfacția morală este peste cea materială. Când li se iau interviuri, când aceste satisfacții morale sunt cele pe care le relatează. Vă înțeleg perfect și știți bine că în perioada în care eram eurodeputat, vorbeam cu dumneavoastră și nu aveam timp de absolut nimic, nici măcar să-mi cheltuiesc acest salariu. Pentru că aveam foarte multe proiecte, organizam foarte multe evenimente și lucram la foarte multe dosare importante și cred că atunci când te dăruiești meseriei pe care o ai, activității pe care o desfășori, aproape că nu mai ai timp să te gândești la satisfacții de ordin financiar. Exact. Pentru că aceste satisfacții sunt foarte mari și cred că bolnavul român este un bolnav care merită tot efortul. Iarăși e un lucru pe care eu îl resimt altfel decât o bună parte din concetățenii mei. Cetățeanul român este un cetățean educat, de fapt, și de drept. Este chiar și un cetățean cult, să știți. Deci, noi ne-am obișnuit să dăm niște exemple negative. Știți ce îmi spunea acest rezident al meu? Că eu stăpânesc mai multă cultură italiană decât ambasadorul Italiei la București. Și am spus, David, tu mi-o spui ca să mă simt bine. Și nu, eu sunt convinsă că avea dreptate și vom ajunge imediat și la partea legată de artă și cultură. Da. Domnul profesor, domnul doctor, care este cea mai mare bucurie pe care o aveți în viața aceasta? Singura bucurie pe care o am în viață sunt bolnavii.
Deci faptul că ei merg bine, că îi revăd la controle, că i-am redat societății, mi se pare că este, nu numai că este cea mai mare bucurie, dar este și bucuria pe care, pentru care merită să lupți, ca să spun așa, știți? Asta cea mai mare dezamăgire, tristețe, supărare? Poate că aș zice așa, că faptul că nu putem încă să ne revenim ca și societate, să fim puțin mai calmi, mai echilibrați și să încercăm prin toate acțiunile noastre să mergem înainte, să punem, ca să mă exprim așa laic, mână de la mână, să construim această țară și să o facem să strălucească mai bine decât alte țări. Știți, uitați, avem destul de multe... Nu suntem uniți noi, România. E aceasta unul dintre marile defecte pe care le au românii, indiferent de domeniul așa în care este. Își desfășoară activitatea, indiferent dacă sunt din sectorul public sau privat. Așa este. Nu suntem uniți și cred că ar trebui să fim și mai uniți și cred că aceste lucruri vor trebui să apară și în mass media mai mult. Adică să fie o educație pentru unitate, pentru muncă. Un coleg îmi povestea despre Coreea de Sud, care este o țară care a progresat enorm. Acolo există chiar o zicală: ești puturos ca un japonez. Deci, dacă așa, cum da, e posibil cum să existe o astfel de este expresie? Un exemplu de popor care lucrează. Deci, spuneți că este foarte important să se și muncească foarte mai multă muncă, da. Mai multă implicare și muncă de echipă. Absolut. Recent am văzut, nu știu dacă știți, există un campionat de games, de jocuri din acestea. Coreea de Sud este campioană de vreo 13 ani cu echipa ei. Toți tinerii din acea echipă muncesc cot la cot și știu să colaboreze unul cu altul. Este extrem de important. Cred că și religia și cultura lor îi îndeamnă către așa ceva. Da? Deci am putea să învățăm din treaba aceasta. Da? Cred că și lumea se îndreaptă către o înțelegere, cum vă spuneam mai la începutul discuției noastre, nu mai este starea de fapt război, așa cum era în antichitate, să zicem, este mai degrabă pacea și înțelegerea. Sunt optimist din punctul ăsta de vedere. Și totuși, în această perioadă în care totul părea perfect pentru noi, la nivel așa planetar, este, da. Și ne bucuram de această pace, care este foarte importantă, ne-am confruntat cu acest inamic invizibil numit COVID. Da, și vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum a fost această experiență din linia întâi. Într-adevăr, institutul nefiind un spital COVID, dar îngreunând foarte mult activitatea pe care ați desfășurat-o. Noi am fost nevoiți să operăm cazurile COVID pozitive în patologia vasculară cerebrală, pentru că suntem o clinică care are ca și specific și suntem printre puținele care au acest specific și atunci am fost nevoiți să operez bolnavi COVID pozitiv chiar din primele zile. Vedeți? Și cum a fost să... Pentru că riscați să fiți infectat, absolut. Nu cred că ați putut să operați cu acel costum special, nu? Din fericire pentru... Deci costumul acela este un costum care îți îngreunează mișcările, iar mișcarea unui neurochirurg la microscop e o mișcare extrem de fină, e aproape imposibil. Chiar și ochelarii aceia se aburesc, adică nu poți să vezi. Deci, din fericire pentru deci actul noi, medical, actul chirurgical nu putea nu fi executat nu cu un astfel executat. De costum de protecție, deci, echipament de protecție. Noi avem un costum steril cu care intrăm în sala de operație, dar nu de maniera aceasta. Din fericire pentru echipa chirurgicală putea să-și permită să intre în sală după ce bolnavul era intubat. Și atunci riscurile de contaminare erau sunt mult mai reduse. Firește, am fost printre primii care m-am vaccinat încă din ianuarie și însă noi nu ne-am mai confruntat aproape de un secol cu o epidemie și am uitat cum stau lucrurile de fapt și de drept, cum un virus care practic face parte din categoria unor virusuri respiratorii poate să fie extrem de ofensiv și ucigaș, de ce nu? Lumea a uitat de la gripa spaniolă din 1918-1919, nu am avut o boală cu o răspândire atât de mare și atunci s-a creat și o stare de panică, aș putea spune că și media a mediatizat foarte mult acest eveniment.
oamenii au fost mai conștienți de ce se întâmplă și s-a văzut foarte clar că opinia publică s-a panicat pentru că oamenii își doresc să trăiască și într-adevăr au fost și cazuri dramatice. Firește că personalul medical a fost cel mai afectat. Cum a fost să lucrați? Că sunteți și manager și medic și în această dublă calitate, sunteți și profesor, în această dublă calitate a trebuit să-i motivați și să-i mobilizați pe cei care lucrează să treacă peste frică, peste panică și să meargă mai departe. Absolut. Având datoria și obligația de a salva vieți, indiferent de pericolul pe care îl reprezenta această pandemie și infectarea cu acest virus. Dumnezeu a spus o întrebare extraordinar de bună. Vă dați seama că noi, personalul medical, trebuie să avem și un spirit de sacrificiu. Spiritul de sacrificiu ține de portanța ta culturală. Nu poți să ceri unei femei de serviciu, unei infirmiere, care nu a beneficiat de atâta instrucție, cât a beneficiat un doctor, să aibă același spirit de sacrificiu. Am fost însă surprins să constat că au fost personal de îngrijire, asistente, care au avut un spirit de sacrificiu extraordinar. Cred că jumătate din personalul clinicii de neurochirurgie s-a infectat înainte să apară vaccinul. Deci înainte de luna ianuarie, când practic s-a vaccinat personalul medical. Nu toate au fost cazuri ușoare sau asimptomatici, au fost foarte mulți spitalizați pentru că au fost simptomatici. Deci ați lucrat și cu un personal redus, aș putea spune, în această perioadă. Au stat în izolare foarte mult timp, deci iată percepția și s-a creat la un moment dat. Însă cred că mai contează și exemplul personal. Eu fiind tot timpul în spital în această perioadă, oamenii nu au refuzat niciodată să îngrijească bolnavul, nu s-au plâns niciodată, văzându-mă pe mine destul de implicat, chiar câteodată erau destul de... Nu mi-amintesc ca cineva să fi spus, nu intru să văd bolnavul ăsta că este COVID pozitiv. S-au îmbrăcat în combinezoane sau nu era deloc plăcut. Și totuși am putut să mergem înainte. Vreau să vă spun că în momentul acesta suntem la aceiași parametri ca și număr de bolnavi, chiar un număr de operații crescut decât eram acum 2 ani cam în această lună iunie. Deci spitalul a putut să desfășoare activitatea fără probleme în ciuda acestui necaz. Așa, am văzut bolnavi, am îngrijit bolnavi, pentru că un bolnav neurochirurgical nu mai era primit după ce era operat dacă era un bolnav COVID de un spital, pentru că avea nevoie și de îngrijiri postoperatorii și de îngrijiri. Trebuie să spunem că îngrijirile pentru un bolnav operat neurochirurgical sunt destul de speciale. Nu pot fi făcute într-un spital de boli infecțioase. Și atunci, pe bună dreptate, colegii noștri nu vroiau să accepte bolnavul. Pe de altă parte, și noi a trebuit să ne însușim schemele terapeutice și cu medicii anesteziști am reușit să biruim această parte. Și cum a fost să combinați tratamentul pentru un bolnav care a fost operat pe creier, da? Deci pentru un pacient neurochirurgical, da? Cu tratamentul COVID, pentru este exact ceea ce vă spuneam. Un medic trebuie să studieze toată viața și să știți că am accesat 10 de articole și de publicații pe internet, din fericire free în momentul respectiv, în care erau relatate cazuri de felul acesta de alte clinici de neurochirurgie în care erau îngrijiți bolnavi. Avem bolnavi operați de anevrisme cerebrale care au fost COVID pozitiv, unii și simptomatici, care astăzi se întorc foarte bine la control. Tumori cerebrale operate care se întorc astăzi foarte bine la control. Deci noi medicii trebuie să ne asumăm aceste riscuri. Trebuie să știm că suntem puși oarecum în slujba oamenilor și că trebuie să dăm un exemplu din punctul ăsta de vedere. Ori un manager de spital, un director de spital trebuie să fie primul care să facă treaba aceasta, știți? Este, haideți să zicem așa, ca un general care trebuie să iasă în fața trupelor. Nu poate să stea undeva în spate, n-ar mai ieși nimeni la luptă, dacă îmi permiteți o paralelă. Așa este.
Cum vă ajută muzica să treceți peste toată experiența din spital, care de multe ori vă încarcă, care este copleșitoare? Așa este, aveți dreptate și să știți că muzica este profund înrădăcinată în creierul nostru, dacă pot să spun așa. Noi avem și un centru care recepționează muzica. Muzica este acea parte care trece dincolo de cuvinte. Firește, nu mai am timp să mai ies la un concert live, așa poate în festivalul Ionescu câteodată se mai întâmplă treaba aceasta dacă am o invitație. Da, din păcate și calitatea interpretorilor noastre a scăzut, trebuie să o recunoaștem, și nu mai avem acea viață culturală care era în studenția mea, trebuie să recunosc cinstit. Însă există alte mijloace, YouTube-ul, internetul, care ne furnizează. De unde știți? Pentru că dincolo de muzica clasică, pe care o știu toți, de mari compozitori pe care, să zicem, îi știm cu toții, am crescut cu ei, dumneavoastră sunteți la curent cu cei foarte noi, într-adevăr, din muzica clasică, dar am purtat de multe ori discuții cu dumneavoastră și mi-ați spus despre cei mai mari tenori de la Scala din Milano, de la Sankt Petersburg, din lume, despre cele mai faimoase balerine, despre... Da, pentru că a fost o pasiune a mea. Probabil că am simțit nevoia să-mi umplu timpul și cu ceva care vine în afara spațiului profesional, spațiului chirurgical. Și de ce pasiunea pentru muzica clasică? De unde această pasiune? Știți ce se întâmplă? Muzica este ceva care îți dă o stare de bine dincolo de cuvinte, care impresionează creierul. Probabil că mi s-a potrivit. Eu nu am studii muzicale, n-aș putea să scriu un dictat, un solfegiu. Sunt doar un consumator. Probabil că sunt un consumator de calitate, un prieten care vorbeam despre operă și de ceea ce înțeleg eu cu ea, care este bas la Staatsoper la Viena, mi-a spus: sunt foarte puțini oameni care înțeleg ceea ce înțelegi tu din opera aceasta, care stau în scaunele Staatsoper din Viena. A fost surprinzătoare pentru mine treaba aceasta. Vedeți, muzica este ceva care este dincolo de cuvinte. Poate că doar opera este cea care face apel la cuvânt, dar opera face apel la cuvânt tocmai pentru motivul că exprimă în formă cântată mult mai elocvent și mai profund o poveste care să fie spusă prin cuvinte. Și aici chiar este important, spre exemplu, eu sunt un consumator de operă, am o percepție foarte bună asupra operei italiene, pentru că mai știu și puțină limbă italiană. Există o operă extrem de valoroasă, opera rusă, pe care, din păcate, nu pot să o înțeleg la aceeași intensitate, nefiind un cunoscător de limbă rusă. Știți, aici lucrurile sunt și... mă rog, vârsta și nici timpul nu mai îmi permite așa să fac un studiu în sensul acesta, însă ascultând de atâta vreme, a fost genul de artă care mi s-a potrivit. Iar baletul academic l-am perceput prima dată la o intensitate maximă când eram student în anul 3 de facultate și am văzut primul spectacol la Culebedor la Opera Română. Nici acum nu uit acea distribuție. Era vorba de Magdalena Popa, de Ileana Iliescu, de Aglaia Gheorghe și cel care dirija era Carol Litvin. La vremea aceea erau niște spectacole extraordinare. Din acel moment am început să mă preocup, firește, că astăzi avem posibilitatea pe YouTube să vedem spectacole întregi de balet în lumea aceasta, de departe, cele două teatre, Mariinsky de la Sankt Petersburg și Balșoiu de la Moscova, sunt de excelență la acest capitol. Ei cultivă această artă de mai bine de două secole și a ajuns la un rafinament absolut excepțional. Din punctul meu de vedere, baletul academic este cea mai simplă formă de exprimare. Nu face apel decât la muzică și la frumusețea corpului uman. Aș putea să spun că ați fi un... sunteți... dacă n-ați fi neurochirurg și n-aș ști activitatea... Aș fi un foarte bun critic. Aș fi un foarte bun critic de artă și de muzică. O constatare de spectator. Când aveți timp să ascultați? Pentru că
un spectacol, da, de muzică clasică, un concert de operă, un spectacol de balet, durează foarte mult. Aveți dreptate. Și trebuie să fiți atent la detalii. Am ajuns la acea performanță văzând de foarte multe ori aceste spectacole, ca să spun așa, cunoscând povestea, să mă uit exact la secvențele de virtuozitate. Chiar făceam un comentariu cu colegii, cărora le mai pun pe YouTube la serviciul micile noastre pauze câte o secvență de balet. Deci le împărtășiți și colegilor baletul din academic, pasiunea aceasta. Baletul academic mai puțin gustată. Așa. Și le și spun în balet e voie să aplauzi și publicul aplaudă și l-am spus, observați că toți aplaudă odată, e vorba de publicul de la Varșoi și de publicul de la Marinski, de la Sankt Petersburg, care este cel mai exersat pentru această artă și într-adevăr vedeți, da, am mers departe, trebuie să recunosc. Am citit chiar și biografiile acestor mari balerini, acestor mari artiști. Au depus un efort extraordinar. E mult sacrificiu și în cazul absolut. Lor. Absolut. Mi-aduc aminte acum o frază dintr-un interviu al Mariei Callas. Reporterul a întrebat-o la un moment dat, cum puteți să-i mulțumiți pentru lui Dumnezeu pentru darul pe care vi l-a dat și pentru talentul pe care vi l-a dat? Și Maria Callas a răspuns sec, talentul meu se numește muncă. Se numește? Muncă. Muncă. Probabil că este ceva care seamănă foarte bine și cu meseria mea, mă gândesc. Și vreau să vă întreb același lucru. Cu cât muncești mai mult, cu atât și rezultatele sunt mai bune, înțelegeți? Și pentru ei este o artă, este o muncă absolut asiduă. Vă doriți să mergeți, pentru că tocmai ce mi-ați spus puțin mai devreme, că nu v-ați luat decât 5 zile de concediu, să mergeți să vedeți aceste spectacole la Sankt Petersburg. Aș fi dorit să le văd live, într-adevăr. Mi-aș fi dorit foarte mult. Însă, din păcate, obligațiile de serviciu și obligațiile față de pacienți mă țin foarte mult legat. Sunt într-adevăr un mare iubitor de artă. De câte ori am posibilitatea să ajung la Roma, vizitez Muzeul Vaticanei. Pentru mine a vedea Muzeul Vaticanei este ca și cum ai asculta un concert. De fiecare dată îți spune ceva în plus. Însă nu mi-aș fi închipuit că voi reuși să renunț atât de ușor și atât de fără regret la aceste mici distracții, dacă le putem numi așa, în favoarea satisfacțiilor profesionale. Așa primează, s-a întâmplat. Primează pacienții și dumneavoastră nu și satisfacția deloc, din, să știți. Da, din spital. Da. Mă mai delectez uitându-mă pe internet. Din fericire pentru noi am o invitație la Roma, așa să pot să văd Roma cu cineva care a copilărit în Roma, care a, și am spus, e în ordine, mi s-a și spus, cred că când veți fi dumneavoastră la pensie o să mă ajungeți acolo după cum vă văd, dar vă spun, nu regret treaba aceasta, este extrem de important să dai sănătate, să salvezi viața unui om, pălesc toate lucrurile, așa cred eu cel puțin. Simțiți că Dumnezeu vă vorbește uneori, pentru că... Poate că din acest punct de vedere, faptul că nu sunt trufaș, faptul că am reușit să percep lucrurile așa cum vi le-am expus și să nu simt efortul acesta ca pe o corvoadă, ca pe o... E tot un dar de la Dumnezeu, știți? Chiar le spun colegilor mai tineri. Adică dincolo de talentul, care ați spus că este absolut, mult și muncă, absolut. Dar dincolo, că ca să aveți mână de chirurg, da, trebuie ca Dumnezeu să fie acolo, cu așa mâna pe mâna eu. Dumneavoastră. Așa cred și eu, adică trebuie să fii un tip praxic, trebuie să fii un om care să te miști și asta este dată de... Și vedeți, și apropierea de omul bolnav este tot, le spun colegilor mai tineri, care sunt un pic mai aroganți, s-a și cultivat foarte mult ideea că doctorul trebuie să fie un pic mai sus decât restul lumii. E un fals, doctorul este un om obișnuit. Din contră, trebuie să fie foarte apropiat de pacienți. Și le și spun, îmi pare rău, dar și în cele 10 porunci scrie că trufie e un păcat. Deci, iacătă, așa, am și spun de foarte multe ori, mulțumesc lui Dumnezeu că nu mă pot face vinovat de păcatul trufiei, pentru că numai înțelegerea lucrurilor
îți dă posibilitatea de a fi bun, de a merge mai departe și de ce nu de a fi pregătit și de a te bucura de succes profesional. Domnul doctor, credeți că va exista un moment în care veți decide să, și veți spune, este suficient, am profesat suficient? M-am gândit la treaba asta, să știți. Pentru că este o meserie care consumă foarte mult. Așa și este. Fizic, și mental, și emoțional, din toate punctele de Așa vedere. Este. Dar e în același timp o meserie pe care de multe ori medicii își doresc să o facă un timp cât mai îndelungat. Este foarte Cum adevărat. Găsești această balanță, acest echilibru, să înțelegi că este un moment în care te poți retrage și un moment în care poți împărtăși din experiența ta, dar nu exact fără să mai gândesc. Săvârșești efectiv actul exact medical. Exact la aceasta mă gândesc. În momentul în care fizic, pentru că această meserie este și foarte consumtivă fizic, nu o să mai pot opera cu aceeași abilitate, cu aceeași precizie și cu aceleași rezultate firește, probabil că voi trece într-o activitate de cercetare clinică, voi fructifica cazuistica, voi trage niște concluzii, voi scrie niște articole, de ce nu, poate că voi coordona un colectiv mai tânăr care să poată să facă, așa mi se pare că este și firesc, care să poată să facă o cercetare clinică, numai așa putem să mergem înainte. Și cred că această activitate va fi foarte importantă, pentru că lumea își dorește din ce în ce mai mult să fie sănătoasă și să trăiască cât mai mult. Să ne gândim, când Ramses al II-lea a murit la 91 de ani, a fost o excepție. La vremea lui oamenii mureau pe la 45 de ani. Astăzi se pare că fetițele care se nasc astăzi vor trăi în medie 100 de ani. Firește, nu numai medicina contribuie la treaba asta. Nivelul de trai, sunt mai multe variabile care influențează. Dar lucrurile au mers în sensul acesta și cred că și medicina pune umărul destul de serios, dacă mă pot exprima așa. Da. Ne-am apropiat de sfârșit cu emisiunea și cred că aș mai fi vrut să stau cu dumneavoastră mult de vorbă. În momentul în care mă apropii de sfârșit, am o întrebare pentru toți invitații mei. Și aceasta este, ce vă inspiră cel mai mult în această viață? Ce vă motivează cel mai mult în această viață? Care este proiectul care nu vă dă pace, nu vă dă liniște, nu puteți să dormiți noaptea, este. Dar în același timp, aș vrea să și împărtășiți cu cei care ne urmăresc acest proiect, această idee, acest gând care vă inspiră, vă motivează, vă determină, pentru că vreau să lăsăm niște gânduri inspiraționale și pentru cei de acasă. Poate pentru tinerii care vor să îmbrățișeze o carieră în medicină și chiar în neurochirurgie, poate pentru pacienții care ne urmăresc și care de multe ori își pierd speranța, mai ales dacă suferă de o boală mai dificilă, pentru medicii care nu sunt mulțumiți de sistemul de sănătate din România și poate de multe ori pe bună dreptate? Cred că pentru toate categoriile acestea aș avea un răspuns. Ca și manager de spital, mi-aș dori să pot să construiesc o aripă nouă la acest spital pe care îl conduc. O aripă nouă înseamnă o aripă care să aibă toate facilitățile de circuite epidemiologice și sper, dacă voi putea continua, să pot să-mi duc la îndeplinire și acest gând, pentru că mi se pare că tot ceea ce faci pentru sănătatea și pentru binele oamenilor este absolut o satisfacție imensă pentru cine face treaba aceasta. Aș putea să spun, pentru tinerii medici care nu sunt mulțumiți de România, că trebuie să rămână în România, că trebuie să trateze bolnavul român, că rezultatul succesului în medicină ține în 70% din procente de medic, nu de aparatură și de restul lucrurilor. E un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății. Cu cât sunt ei mai abili și cu cât sunt mai pregătiți și mai apropiați de bolnav, cu atât se vor bucura de mai multe satisfacții. Cred în țara românească și cred în viitorul acestei țări. De asta o să și sfârșesc aici. Și credeți în medicina românească? Absolut, absolut. Vreau să vă spun că la acest capitol
medicii români și absolvenții sunt mult mai pregătiți decât cei din Occident, pentru că medicul român, medicina românească a făcut o medicină clinică în care doctorul a trebuit să speculeze semnele ca să pună un diagnostic. Nu a avut întotdeauna la îndemână atât de multe investigații cum are acum. Ați spune că e o medicină rudimentară, nu e chiar așa. Un semn clinic înseamnă o gândire fiziopatologică. Astăzi am bolnavi care vin cu câte o sacoșă de remeneuri fără ca doctorul să le fi spus de ce boală suferă. Nu este de permis treaba aceasta, da? Deci numai un doctor care are o logică în tot ceea ce face, așa, și gândirea clinică medicală arată treaba aceasta. Îmi amintesc că am avut o studentă dintr-o facultate americană din Pennsylvania, care era în vacanța dinspre anul 4 spre anul 5 și vedea pentru prima dată bolnavii. Nu știa să recunoască optoză palpebrală și o pareză de ocolmotor. Și mi-a spus că tot colegii ei sunt în aceeași situație. Noi din anul 3 de facultate ascultăm bolnavul. Este exact ceea ce vă spuneam. Medicina aplicată, medicina clinică este cea care face diferența. Din cauza aceasta, foarte mulți medici români, în ciuda anumitor asperități care există între națiunile europene, sunt bine primiți în țările unde pleacă, pentru că vin cu acest plus. Ce ar trebui să definească un medic bun? Un medic bun îl definesc rezultatele, de fapt și de drept. Pentru un chirurg, acuratețea intervenției, faptul că a salvat bolnavul, că l-a salvat fără deficite neurologice, cum se întâmplă la noi în neurochirurgie, și poate că ceva în plus, o anumită portanță culturală care îl ajută și profesional, dar îl ajută și comportamental în societate și la patul bolnavului. Din păcate, tendința tinerilor astăzi este să nu mai citească, să nu mai citească literatura clasică. Nu cred că sunt pe drumul chiar cel mai bun cu putință, pentru că această literatură îți aduce personaje, îți aduce stiluri de viață, te învață să gândești. Și mă îndreptați iarăși spre literatura rusă. Categorică, da. Și vreau să vă dau și un exemplu. N-am mai văzut un film artistic de foarte multă vreme, de foarte mulți ani. Și sora mea mi-a spus, mai uită-te și tu, care vine la mine și mă mai ajută în gospodărie. Zice că vezi că este pe Happy, Război și Pace. Așa, e un canal pe care nu mă uit, trebuie să recunosc. Dar de data aceasta m-am uitat. Și atunci mi-am rememorat încă o dată grandoarea acestui Lev Nikolaevich Tolstoi, care a scris acest Război și Pace, care și când urmărești filmul și când citești cartea, îți dai seama că este vorba despre niște caractere într-un război și la pace, și nu despre război și pace. Așa este. Să ne bucurăm de pace, să ne bucurăm așa de sănătate. Și să putem merge înainte. Și să putem merge Sunt optimist în ceea ce privește viitorul omenirii. Oamenii către pace se vor îndrepta. Vor fi poate încă mici conflicte, dar de amploare și de magnitudine care să marcheze o omenire, nu cred că se va mai întâmpla. Să credem în pace, să credem într-o lume mai bună, cu o speranță de viață tot mai ridicată. Așa se și vede din statisticile noastre. Și în care performanța medicală să atingă cote cât mai înalte. Același lucru vi-l doresc și dumneavoastră, domnul doctor. Mulțumesc foarte mult. Eu știu că faceți multe lucruri minunate în institutul pe care îl conduceți și faceți aceste lucruri minunate cu dragoste și dăruire pentru pacient. Mi se pare și normal și firesc. Vă mulțumesc pentru apreciere. Vă mulțumesc și cred că este poate una dintre duminicile care pe mine m-a inspirat cel mai mult, că dincolo de multe ori am invitații aici în studio și vorbim despre business, despre antreprenoriat, dar cred că nimic nu este mai important decât sănătatea și viața și bucuria de a trăi. Și lângă dumneavoastră semenii, sunteți unul dintre lângă oamenii. Lângă semenii noștri este o mare bucurie. Așa este, care redați celor care... Da. Aproape că nu mai au nicio speranță, viața și bucuria de a trăi. E foarte frumos și pentru ei și pentru mine. Doamne ajută! Vă mulțumesc! Ne vedem tot aici, la interviuri care inspiră. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit. O duminică minunată să aveți!